Petroliștii au intrat în grevă japoneză. Angajații sunt nemulțumiți că nu sunt primiți la negocierile noului contract colectiv de muncă, dar și de faptul că nu și-au primit ultima tranșă din prima de vacanță. Reprezentanții sindicatului principal sunt la București și poartă negocieri cu reprezentanții firmei. Oamenii spun că dacă nu își vor primi banii, vor ieși în stradă să protesteze. Da, suntem în proces de protest privind purtarea banderolelor albe ca semn de protest pentru că nu s-au acordat ultima tranșă din prima de vacanță pe 2014 în valoare de 500 de lei. Acordarea acestei prime e condiționată de semnarea contractului colectiv pentru următorii 2 ani. N-are nicio legătură pentru că asta este un drept prevăzut în actualul contract. Cerințele salariale ale celor care lucrează la Rompetrol trebuiau rezolvate încă din octombrie.